Vasile Popeanga dă asigurări membrilor celorlalte partide politice care se îndoiesc de funcționarea alianței că lucrurile merg foarte bine. Unul dintre cei vizați de Popeanga este Marius Vlaicu, președintele UNEPR Gorj, pe care îl numește iepuraș împins în față de alții, dar care nu va mai sta prea mult în fruntea partidului pe motive de competență. Eu cred însă că la nivelul județului Gorj, chiar dacă unii au insomnii, cum ar fi mai ales cei de la partidul UNEPR, și în speță președintele acestui partid de la nivelul județului Gorj, care probabil că este un iepuraș împins așa la înaintare și 2-3 luni de zile va fi alt președinte la organizația județeană a UNEPR-ului, e spus să stea liniștit, să n-aibă insomnii, că va funcționa bine Uniunea Social-Liberală la nivelul județului Gorj. Pe de altă parte, Marius Vlaicu îl îndeamnă pe Popeanga să nu-i mai poarte de grijă și să se ocupe de Colegiul 5, pe care îl reprezintă și pentru care nu a făcut nimic. Eu cred că ar trebui domnul Popeanga să se ocupe mai mult de a fi un prezicător, să zicem, al politicii din Gorj, de problemele cetățenilor din Colegiul 5 și să-și aducă aportul pentru dezvoltarea județului și a municipiului Târgu Jiu, pentru că Colegiul 5, după cum știm, are în componență o parte din municipiul Târgu Jiu și o parte din localitățile din județul Gorj. Marius Vlaicu și Vasile Popeanga au fost colegi de partid o bună perioadă de timp. Disputa dintre cei doi s-a iscat în momentul în care președintele UNEPR Gorj a afirmat despre Popeanga că a intrat pe ușa din dos în PSD.